Mă întreba cineva de curând dacă mai putem tăia pomii fructifere atunci când ei sunt în floare, pentru că nu au avut timp, acum a ajuns la țară și pomii deja au înflorit. Mai putem să-i tăiem sau nu? Le facem rău sau bine? Ei, domnilor, trebuie să știți un singur lucru. Sunt specii care chiar este indicat să le facem tăieri în floare, cum ar fi piersicul și caisul, și aici pentru a vedea exact ce parte a florilor a fost afectată de înghe sau nu și imediat cum dă floarea, el se taie, sau specii care se taie după ce trece perioada de fructificare. Dar dacă ar fi să răspundem la întrebarea, mai putem să tăiem sau nu pomul în floare? Da, putem să-l tăiem. Decât că singura problemă care este, ar trebui să fim foarte atenți atunci când scoatem părțile pe care le tăiem din el, să nu lovim mugurii, pentru că aceștia, odată dezvoltați, sunt foarte sensibili și astfel putem distruge o parte din rod. Dar dacă suntem atenți, putem face lucrul acesta fără nicio problemă la orice specie de pom. Ba chiar vă încurajați, cum v-am spus, la piersic și cais, să faceți tăierile în floare exact atunci când pomul are 2-3 zile după ce a florit. Pentru că așa vedeți ramurile care n-au rod pe ele, așa vedeți ramurile care au fost afectate de ger și puteți păstra ceea ce vă trebuie. De fapt, de drept, pomii fructiferi pot fi tăiați tot timpul anului, inclusiv în perioada vegetativă, adică în verde. Singurul lucru pe care îl provocăm prin aceste tăieri este că odată ce am tăiat în verde, vom provoca niște creștere. Adică, dacă noi venim și secționăm la un mugure aici în verde, automat el va crea un anticipat, va dezvolta o ramură de acolo. De fapt, de drept, este și o tehnică prin care putem grăbi intrarea pomului pe rod, dar asta se face numai când el are toate substanțele nutritive necesare, adică dispune de apă, dispune de îngrășământ și mediul lui este unul normal. Atunci putem scurta perioada de rodire cu până la 2 ani de zile. Adică facem o scurtare în luna, la jumătatea lunii iunie, la un mugure, unde vrem să crească, acesta va dezvolta parte lemnoasă și după aceea venim și mai secționăm încă o dată și astfel economisim 2 ani până ajungem la ramura de rodire sau la ramura de prerodire propriu-zisă. Așa că dacă vreți să tăiați pomii în floare, nu este nicio problemă, dar fiți atenți să nu distrugeți acești muguri, pentru că sunt foarte sensibili. Chiar atunci când scoateți ramuri, îi puteți răni sau îi puteți da jos, pierzând o parte din rod. Așa că haideți, la treabă! Chiar dacă ați rămas în urmă, apucați-vă de treabă, că nu este nicio problemă. Iar până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!